Mantaua de Nicolae Vasilievici Gogol. Dramatizare de Pușarot. Închideți fereastra aia odată, că intră tot Petersburgul în casă. E un frig de sânghiațe oasele. Ceaiul ăsta te face să uiți de frig. Nu-mi scuinții din dominâne. Luați. Nu vă mai gândiți la gerul de afară. Mai bine... Da. Uitați-vă la lampa asta. Cristal veritabil. Cristal? Nu vă place? E ultima modă la Paris. Da? Vai, am făcut multe sacrificii ca să o cumpăr. Este minunat. Mi-e place foarte mult acolo unde e. Oameni buni, frigul. Ca frigul. Dar știți anecdota cu calul, Falcone? Lasă, domnule, povestea cu calul. Mai bine n-ai spune. Un moment, ce cal? Nu, nu cal cu calul. Vreau să știu care e cu calul. Dar ce nume mai e și ăsta? Vechea anecdotă cu comandantul pieții, căruia i s-a raportat că... S-a tăiat coada calului lui Falcone. Haide, domnule, lasă calul și mai bine spune-ne ceva despre Akaki Akakievici. Dumneata ești singurul care îl cunoști și poți să ne lămurești. Ia spune-ne cum de are numele ăsta Akaki Akakievici. Dragilor, lăsați-l în pace pe Akaki Akakievici. El acum, săracu, își mănâncă în liniște ciorba lui plină de muște și carnea lui cu ceapă. Dacă tot vorbim de el, s-ar putea să sughită și să se nece, săracu. Și să-și mai adauge încă o pată pe mondirul verde, care acum e verde cu pete alburii, de curat ce este. Domnilor, roșcovanul ăsta s-a născut cu chelie în frunte, ciupit de vărsat și pentru. Hai, domnule, zău, nu te mai lăsa rugat că pierdem și partida de whist. Hai că dumneata îl cunoști de mult și nu de alta. Evident. Dar vrem să știm cine este și de unde vine acest bașmachki. Auziți, Akaki Akakievici ciubot. Hai, te rog. Săracu, e plin de zbârcituri, iar culoarea feței te face să crezi că are trânși. Zău? Se scarpină? Eu cred că e de vină clima Petersburgului. Se poate. Apoi ce poate să facă el biet consilier titular? Hai, săracu, e atât de mic și neînsemnat că nici pe vreme nu se poate supăra. Lăsați-i mutra în pace. E așa de mic și neînsemnat că nici portarii nu-l respectă. Nimeni nu-l respectă, nimeni nu-i adresează o vorbă. Da, până la urmă. Cine i-a pus, domnule, numele de Akaki? Eu nu știu. Poate că nu e bine să vă spun, poate că eu știu, dar nu știu dacă e bine. Bietul om. Spune cine. Ați remarcat ce trist e? Și atât de retras. Ce să faci cu 400 de ruble pe an? După ce că mai suportă glumele voastre, suferă și de frig. Etern consilier titular. Bine, hai, omule, hai zi odată, bașmachkine. Auzi, familia gheată, domnul Akaki Akakievici ciubotă. Fraților, toată familia lor, partea bărbătească, purta cizme. Și tatăl, și bunicul, până și cumnatul lui Bașmachkin purtau cizme, mulțumindu-se să le pună pingele de
Da, dacă mai țin minte, când m-am uitat prin registre, am văzut că Akaki Akakievici s-a născut în noaptea de 22 spre 23. Ce? 22 spre 23. Oameni buni, eu n-am fost de față, dar mi-a povestit un prieten că răposata de maică-sa, nevastă de funcționar și femeie, cum se cade, s-a gândit, după cum se cuvine, să-și boteze copiii. Femeia mai stătea încă la pat, iar în dreapta ei, în dreapta ei stătea nașul Ivan Ivanovici Eroșkin, om minunat șef de birou de la Senat. Da. Și nașa Arina Semionova de la Brușcova, nevasta subcomisarului din cartier, femeie cu virtuți rare, după cum mi s-a spus de către prietenul care a fost de față. Ia, vă rog, opriți-vă un pic. Da. Hai, mai luați o ceșcuță de ceai, așa, cu puțină vodka, ca să vă încălziți bine și ca să putem continua. Vai, e o istorie atât de romantică. Romantică! Este de-a dreptul interesantă. Gata, liniște, vă rog. Dacă vreți să ascultați, faceți liniște. Da, faceți puțină liniște. Așa. Cei de față i-au dat lehuzei să aleagă trei nume. Mochi sau si. Ce? Sau să-l cheme după Hozdazat mucenicul. Hozdazat? Păi și mama lui Akaki ce a zis? După câte am aflat, așa mi-a spus prietenul, ci că răposata ar fi refuzat pe motiv că numele alese sunt nu știu... Piata, femeie, vai, nici mie nu mi-ar fi plăcut. Mochi, sosi, Hozdazat. Mai servește un biscuit și zi mai departe că e interesant. Așa cum ziceam, ca să-i facă pe plac, au deschis calendarul în altă parte și au dat de alte trei nume. Trifili, Dula și Varahazi. Dula! Asta e pedeapsa lui Dumnezeu. Ce nume sunt astea? Dar n-am auzit niciodată asemenea nume. Măcar de-ar fi fost Varadat sau Varuh? Hai, dar nu Dula! Domnule, spune-ne, nu ne mai fierbe! Da. Și cum vă spuneam, atunci au mai întors o foaie de calendar și au dat peste. Ei, peste! Peste! Peste ce? Peste ce? Peste ce? Peste Pafsicahi și Vahtisi! Și biata mamă ce-a mai zis? Ei, prietenul meu care era de față mi-a povestit că femeia a oftat prelung și a spus: văd că asta e soarta, dacă e așa, atunci mai bine să-l cheme ca pe taicăsu. Pe taicăsu-l chema Akaki, să-l cheme și pe băiat, tot Akaki. Așa că a ajuns să-l cheme Akaki Akakievici. Foarte bine. Acesta a fost numele de botez găsit după îndelungi căutări. Da. Uite niște vorbă. Mi-am adus aminte ce mai spunea prietenul meu prezent și la botez. Zicea că pruncul parcă ar fi presimțit că avea să ajungă cândva consilier titular și a început să se strâmbe și să plângă de mama focului. Dar cum a ajuns Akaki să intre la departament? Și mai ales, cine l-a ajutat? De unde să știm noi? Că s-au schimbat sumedenie de directori și șef de tot soiul. Și el tot acolo a rămas cu același grad de consilier titular. Dar nici atitudinea nu și-a schimbat nimic. Treaba lui a rămas aceeași: să copieze. După câte am înțeles, sunt încredințată că el a venit pe lume
anume pentru slujba asta. Da, și cu chelie și gata, îmbrăcat în mundire. Oameni, cine îl bagă în seamă pe Acachi Acachievici? După cum știți, nici măcar ușierii nu-l respectă. De parcă prin fața lor ar trece o muscă. Mi-e și milă de el, săracul. N-ați văzut de unăs cum a venit sub șeful de birou, truntindu-i hârtirile sub nas și spunându-i aproape despotic: copiază-le! Nimeni nu i-a spus niciodată ceva frumos, așa, ca între oameni bine crescuți ca noi. Bine, domnule, dar Acachi ce face? Ce zice? Cum reacționează? Acachi! Ia hârtia. Așa. Se uită la ea și fără să-i pese cine i-o dă, se apucă de copiat. Nenorocirea e că tinerii funcționari își bat joc de el, iar cu mintea lor de birocrați povestesc de față cu el tot felul de istorii nescocite pe seama lui și a gazdei lui. O femeie! O femeie de 70 de ani! Doamne, ce birocrați! Ce oameni, domnule! Știți de fapt ce au mai născocit? Ce? Că bătrân al bate! Cei tineri îl întreabă când se însoară cu ea, presărându-i pe cap bucăți de hârtie și spunându-i că ninge. Păi și el ce face? Nu scoate nici măcar o vorbă, ca și cum n-ar fi nimeni de față. Zâcâielile nu-l distrag de la treabă, nici nu-l fac să greșească. Din când în când spune: ce? De ce mă necășiți? Lăsați-mă în pace. Și să zic, Doamne, ce fel de om o fi și Acachi Acachievici Bașmachkin, domnul gheată, domnul ciubotă. Ia mai toarnă pe el un păhărel de vodcă. Frigul Petersburgului mă îmbolnăvește. Hei, oameni buni, noroc am haine groase. Poate să încurci mantaua cu cea lui Acachi. Mantaua! Doamne, ce ger cumplit e afară! Da, nici aici nu-i prea cald, nu? Da. Sper că toată lumea are de lucru, da? Să trăiți, domnule subșef, noi muncim. Dar am înghețat cu mănuși cu tot. Abia de mai putem ține cont de în mână. Alții, după cum se vede, nici n-au observat că au ajuns la serviciu. Dar ce frig e! Cineva privește numai la cuier. Nu cumva să dispară mantaua. Domnule subșef, iertați-mă, treceți mai pe lângă perete, așa ca să nu murdăriți frumusețe de manta. Nu se aude? Acachi Acachievici, ce, ești îndrăgostit? Gazda dumitale se grăbește ca nu cumva să treacă nelogodită pragul celor 70 de ani. Dar de ce mă necăjiți? Vă rog, lăsați-mă în pace. Ați văzut? S-a supărat! Adevărul supără, i s-a înroșit chelia. Mă mir că a scos o vorbă. Toată ziua copiază. Tu fi știind măcar ce scrie. Copiază-le, Acachi. Doamne! Doamne, ce om! Și ce dacă e sub șef? Nu putea să-mi spună și el o vorbă bună? De ce nu mi-a zis: uite, Acachi Acachievici, uite ceva interesant care are să-ți placă? Ce, i-a fost greu? Oh, minte de birocrat! Și ceilalți nu mai termină cu zeflemenele, cu istoriile lor născocite la vodcă, la... Doamne! Trebuie să adun bucățile de hârtie pe care mi le-au aruncat în cap. I-am crezut oameni cum se cade și bine crescuți. Uneori aș vrea să le spun:
Sunt fratele vostru. Nu, 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 nu merită, nu. Eu îmi văd de slujba mea. Doamne, Doamne, ce frumos am mai scris azi. Ce frumos l-am conturat pe A, da, litera D. Este extraordinară. Ah, bine că m-au lăsat aici să copiez după pofta inimii. Ah, directorul cel vechi, Dumnezeu să-l odihnească, om cu suflet, a vrut să mă răsplătească pentru munca făcută și a poruncit să mi se dea ceva mai de soi de lucru, un raport după un dosar rezolvat. Vai ce m-am speriat! M-am speriat foarte tare și după nopți de chinuri m-am dus și i-am spus cu umilință: dați-mi mai bine ceva de copiat. Akaki, unde te trezești, frate, de râs de unul singur? Am cumpărat scamele de pe mondir și am mai găsit una. De data asta a observat semințele de harbuz prinse pe pălărie de asta vară. Akaki, Akaki, vici dumneata, știi pe unde mergi? Vezi lumea din jurul dumitale? Nici măcar nu observ când se aruncă cu gunoaie de pe la ferestre. Ajungi la departament de parcă dumneata ai fi un coș de gunoi. Dar de ce mă necăjiți? Lăsați-mă în pace. Akaki! Akaki, Akaki, vici, de ce te uiți așa la monta? Pardon, la capot. La capot. Crezi că ți-o fură cineva? Ați observat că gulerul mantale este mai mic ca anul trecut? Da. Ce ai făcut, Akaki? Ai sluțit-o de tot. După ce care o croială cum n-a mai văzut nimeni, a devenit atât de urâtă că arată ca un sac. Dar chiar că ia uite la... Păi, dar e așa de rău că poți să ceri făină prin ea, frate. Dar de ce mă necăjiți? Lăsați-mă în pace. Auziți? De dimineață era să-l calce un cal, fiindcă dumnealui se credea la birou și nu în mijlocul străzii. Akaki, Akakievici, scrii și acasă? Copiezi încă o dată, nu? Mai spune-ne că murim de curiozitate. Dar de ce mă necăjiți? Lăsați-mă în pace. Ah, abia aștept să ajung acasă și să copiez scrisoarea către ministru. Ah, astăzi n-am decât una, dar o să-mi fac câteva copii și pentru mine. Până acasă însă trebuie să îndur frigul ăsta năpraznic. Aoleu, și de ce bate măsâcă, e jungă din spate. Ia uite, și din umăr. Dar de ce mă dure? De ce mă dure? De ce? Sigur frigul e de vină. Sau poate o fi mantaua. E adevărat. Postavul s-a cam rărit pe la spate, puțin pe aici, pe la umeri. Căptușeala s-a cam destrămat. Nu că dacă stau și mă gândesc, biata manta, ea trebuie așa, puțin cârpită. Așa, știi, aici la... Așa, că o să mă duc la croitor, la Petrovici, și să-i mai pun acolo un petic. Ia, aici cum e. Două, gata. Sper să nu-l găsesc beat. Cu două ruble o rezolv. Nu pot să dau mai mult, că leafa mea e de 400 de ruble pe an. Trebuie să se mulțumească cu atât. Agapia Vasilievna,
Agapia Vasilievna! Ai, ai, nasul, dai, ah, bună seara, Agapia Vasilievna! Bună seara! Ah, bine, ai venit! Ce frig e! Mai da, cam rebecit! Ce frig mi-e! Ei, ești cam subțirel îmbrăcat, ia uite! Mantaua ți s-a cam rărit? Da? Eu știu ce să zic, că da. Ne-a știi mai bine, nu? Lasă, lasă că mă duc la cruitor, Agapia Vasilievna. Da? Am să rog să mă ajute să... Da? Mantaua asta știi că e aproape nouă, ea are așa, doar un pedic, două, atât, nu strică, da. Atât. Poate ar trebui să fii mai atent pe unde mergi, da. Acache, acache, da. Dumneata... Ce? Ia stai. Iar ai gunoaie pe pălărie. Ia, dar ce descane ai pe spate, băi. Dar l-ai observat? Da. Eu parcă n-ai merge pe stradă ca toată lumea. Da. Nu ai supărat pe cineva care te pândește cu resturi de mâncare? Ascultă. Ce foame? Agache, ce uite, foame? Vezi, mantaua e ca nouă, vezi? Da. Da, foame, asta e foame. Foame, 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 chiar că frigul mi-a făcut o foame. Uite, 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 așa scaunul, na, ia, da. Așează-te, ia, așează-te, așa. Așa. Ei, acum să te servesc, cu ce crezi? Cu ce? Cu ciorbă. Ciorbă. Tu, ale dracului de muște, nici iarna nu mai îngheață, vezi? Agache, calvin. Da. Scoate-le neata din farfurie, că stai lângă lumânar. Ah, e caldă. Ia scoate. E bună. Da? Ce a spus Agapia Vasilievna? Ce ți-a spus? Ciorba e bună. Muște, domne, muște, am spus. Agapia, e bună. Au căzut în farfuria admitalul, vezi? Da. Mă rog, acum nu mai e cazul să le spus că... Aolo, hai de copia scrisoare la asta seară. Ce muște, ce... Ce? Ce scrisori, scrisori, da, Agapia Vasilievna, da? Da? Eu trebuie să le scriu. Da, bine. Așa, știi, așa, frumos, cu scrisul cel mai frumos. Foarte bine, foarte bine. Vreau să... Ce-ai pățit? Au, burta. Oai, mi s-a umflat burta. Bună burtă, bună ciorbă ai făcut. Ia uite, să-ți dau și o bucată de carne cu ceapă. Nu. Cum îți place dumitare, Cati. Da, ia spune-mi la servici. Cum îți merge? Vacă cu ceapă la departament? Mai de bine. Să știi că e cam frig. E cam, da, e frig chiar. Știi că mă îngheață mâna. Deși eu îmi pun mâna și era fără degete. Știi, ca să scriu frumos. Ei, iar ce ai pus sos în poală. Mă, ne-ai să miroși la prăjeală. Mamă. Eu nu știu la ce te gândești, dumneata. Nici măcar când mănânci nu ești acasă. La mata, la manta. La scrisor. Vreau să copiez, Agapia Vasilievna, vreau să copiez, ce? Oh, ceapa. Ceapa, da, bună. Da. Ce a spus? Mantaua. Mantaua dumitale, Acaca Ciachivici. Nu prea mai e manta. Mă rog, poți să-i spui cum vrei. Dar te rog frumos, ce să ai așa? Mănâncă. Mănâncă. Ia mănâncă. Te rog frumos, ia. Da. Ia mănâncă. Hai. Mănâncă. E frig afară. E frig, așa. Da. Știi că ceapa face bine la stomac? Da, face. Da. Ia mănâncă. Mănâncă, știi? Te rog frumos, mănâncă. Eu sunt insistent, știi? Da. Eu mă duc la Petrovici. Da. Mă duc chiar mâine. Aha. Da, mâine mă duc. Mâine, ca astă seară, vreau să-mi fac o bucurie. Da? Dar ce bucurie ai dumneata, Acatia Petrovici? La ce te gândești? Ai găsit pe cineva să te placă? Nu. Te-ai gândit dumneata la vreo schimbare? Nu, Agapia Vasilievna, mă duc să copiez o scrisoare. O scrisoare? Persoană suspusă. O copie pentru el? Și una pentru mine, una pentru el, una pentru mine. Așa, știi, așa frumos, cu litere rotunde, cu... Unde e sticluța? Ce? Sticluța. Sticluța cu cerneală, că am avut aici. Unde ați pus-o? Unde? Asta e, să nu uit. Au! Ce este? Mă doare burta. Ei, mă burta? Iartă-mă un pic că mă duc. Bine. Ia-mă, era să intru în cameră. Hai, așa, am fugit. Bietul om. N-are decât o bucurie. Să copieze. Toată seara copiază. Și consumă banii pe lumânări.
și mantaua, ah, săracu. El e blând, da. Uite că nici măcar în farfărie nu se uită. Da, e un chiriaș bun, bietul om, da. Da, ce seamănă cu mantaua. Parcă s-a născut odată cu ea. Doamne, 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 ce frig e, mantaua asta nu mai ține de cald, trebuie neapărat cârpită, trebuie... Petrovici, croitorul, este destul de iscusit, dar când de treaz cere cam mult. Chiar cum e, dacă îl găsesc beat, cred că am sos de izbândă și o să-mi iau un preț mic. Ce dezoaie, ce murdărie! Puuu, și ce tare miroase a spirit! Dar ce mă miră, toate scările de serviciu din Petersburg duhnesc la fel. Nu se poate, și Petrovici ăsta stă tocmai la etajul 4. Nu, orice ar fi, noi dau mai mult de 2 ruble. Mare lucru nu are de făcut decât să coase pe aici, pe acolo și să-i pună câteva petice. Miroase a pește prăjit. Văi, și este un fum de nici gândacii nu se mai văd. Aoleu! Femeie fără frica lui Dumnezeu, după ce că ești urâtă, mai pur și scofie pe capă, dar și soldații că te pot stradă. Urcă-te-a, iată de prețivan, doar, ia voi nenoroci, tău ți s-a urcat vodka la cap. Nu vrei să intri, că luați-o mai aftigit. Ai curaj, hă? Acum ai curaj. Dar de ce n-ai curaj, mă rog, frumos, cu mușterii? De plocoanești în fața lor ca un prost bătrân ce e. Petrovici pare treaz, deci sucit. Aoleu, bine că nu m-a zărit când am intrat. Cred că ar fi mai bine să vin altă dată. Aoleu. Dumneata. Bună ziua, Petrovici. Bună ziua, domnule, da. Știu, hăzi, ce doriți? Iaca, Petrovici, ți-am adus asta, aia, asta, sigur, desigur, adică... Asta? Da. Ce asta? Ce poate fi asta? Iaca, eu sunt asta, adică asta e el, Petrovici, mantaua, asta este, adică e stofa, nu e... Iaca, vezi, aici, adică nu aici, în celelalte locuri, e încă tare, e tare. Ce? Numai că e cam prăfuit, adică ea pare puțin veche, așa, dar e nouă, da? Mult de lucru n-ai. Ia dă mantaua să cercetez. Da. Să știi că nu o să mă refuze, deși e prost dispus, fiindcă tot el mi-a reparat-o mereu. Doamne, ia uite-l cum umblă, e desculț. Ce unghie are la degetul mare de la picior, închircită, solzoasă și tare ca o carapace de broască țestoasă. Ia uite cum stă cocoțat pe masă cu jurubițele de mătase în gură. Nu, dacă e așa nervos, nu o să mai nimerească să bage ața în ac. Și e și întuneric aici. Oare o să vadă bine ce are de făcut la manta? Nevastă, adu-mi tabachera rotundă cu portretul generalului pe capac. Vreau să prizez un pic de tutun. Vedea mantaua asta. E casita de rare. Căptușeală, ia uite. E făcută praf. Gulerul. Asta nu se mai poate. Mânecile, Doamne Sfinte. Ia umeri. Urtime, ce să mai zic de umeri? Ce să zic? Uite. Eu ce să zic? Bună ziua, Katia Katievici. Da. Ia tabacera. Dar ce iar ți s-a găurit mantaua? Nu, ea e nouă, e doar o gaură, dar nu pe aici, e pe acolo, prin rest. Știți, desigur, Petrovici, soțul dumneavoastră e tare priceput. El mi-a mai reparat acum în altă. Ce? Sănătate, Petrovici, sănătate.
nu se mai poate cârpi, e o vechitură. Ce? Petrovici, de ce, de ce spui așa? Dar nu e roază, uite, dacă e aia aici la umăr, e puțin și vezi, poate, poate mai găsești pe la tine niște resturi și gata. Grigori, Grigori, poate reușești să o repar, nu? Mai luăm și noi un bănuț. Sigur, sigur. Poate mai ai o bucată de stofă prin casă, nu? Sigur că găsim ceva. S-ar mai găsi, dar nu le pot coase. Uite, stofa e putredă. Nu, nu zici așa. E putredă de tot și se destramă cum o atingi. Păi ia, lasă-o să se destramă. Lasă-o așa să se destramă. Cum se destramă? Păi pui în dată alt pete. Dar n-am de ce să prind petecele. N-am cu ce le tări, că mantaua e roasă de tot. Vorba vine Hristofă, dar cum să vă pătuniați? Nu, nu, te rog, eu te rog, nu pleca, te rog, fă-mi, eu te rog. Cum se poate să mă refuz? Lasă, spuneți-i noastră. Grigori, eu zic să nu te încăpățâneți. Avem nevoie de bani. Să luăm gaz, să... Și dă-mi un petic acolo. Un petic, atâta, ia că un petic, dar două, bacă. Și dacă se dezamă tot un petic, două, și atunci sunt gata, două rubri. Cum se poate să mă refuz? Ce nu! Hotărât? Nu! Nu-i nimic de făcut. Haina asta nu mai e bună de nimic. Nu mă necăjești acum pe mine. Mantaua asta e ca și nouă. Uitați, doamne, uitați un gaur aici sau două. Câte? Dar asta se rezolvă. Uitați-vă bine să vedeți. Nu mai e bună de nimic. Ar fi mai bine să-ți faci din ea o biele. Pentru că ciorapii nu o țin de caldă. Ciorapii i-au născocit nemții ca să câștige bani mai mulți. Cât despre manta, apoi după cum se vede, are să trebuiască să-ți faci una nouă. Tu, ce zici? Cum așa? Nouă? Nouă. Păi stai puțin, de eu nici nu am bani pentru așa ceva. Petrovici, Petrovici, ai spus manta nouă? Da, nouă, cea veche. Nu mai e bun de nimic. Ia, stai. Și dacă ar fi să-mi fac una nouă, atunci asta? Acum s-ar spune cât are să coste? Da. Da, da, păi au să-ți trebuiască, care vă zic, vreo 150 de ruble, dacă nu și mai mult. Ce? Te uiți așa la mine și spui ce, ca și cum n-ai înțeles ce ți-am spus. 150 de ruble pentru o manta? Petrovici, cum se poate? Ce ai cu mine de mă necăjești, Petrovici? 150 de ruble? Petrovici, eu nu cred că vorbești serios, nu? Cum? Cu ce? De unde, Dumnezeule, mare manta nouă? Stai, că depinde și de manta. Păi dacă pui guler de șder și glugă căptășită cu mătase, păi se ridică la 200. Nu! 200. Nu mai spune. Petrovici, te rog. Dregio, într-un fel ca să mă pot ruji de ea cât de cât. Haide, omule, dacă nu se poate, nu se poate. Asta înseamnă ca eu să muncesc degeaba și dumneata să plătești degeaba. Atunci, Petrovici, eu plec, dacă dumneata nu înțelegi să-mi repar manta, gata, mă necăzesc și atunci Ai pierdut mușteriu din cauza încăpățânării tale, diavol bătrânce! E adevărat că am pierdut 2 ruble, dar nu am făcut de râs breasla croitoricească. Să-și facă manta nouă! Doamne, ce frumusețe de manta aș putea să-i fac. Asta nu mi-ar fi dat prin gând. Ia uite ce a ieșit. Și mie nici prin cap nu mi-ar fi trăznit să iasă așa ceva. Vă zic așa. Ia uite ce ne-a așteptat. Păi nici cât te putea aștepta. Da, a
Așa vă să fie, așa. Curepașuri! Ei, omule! De ce nu te uiți, domnule? Ia uite, te-am murdărit de păi nimic. Dacă nu ce dai peste oameni, n-ai plătoat? Nu dau de eu, că peste mine, eu n-am făcut nimic. Asta e adevărat, așa este. Voi ce ne-a așteptat, ce ne-a așteptat, manta nouă. Am să zic că așa e. Nu, 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 acum nu se poate vorbi acum cu Petrovice. Acum e asta, e... Se vede, se vede că l-a cam scuturat de vasul. Hai, ia, stai cam să mă duc mai bine la el duminică dimineață, pentru că după beția de sâmbătă are să fie încă amețit și buimbac de somn și are să aibă nevoie de bani să mai bea ceva ca să se trezească. Nevasta n-are să-i dea bani, eu am să-i bag repede o grivnă în mână și gata, mă înțelege cu el. Și atunci mantaua asta, hai că m-am socotit. Nu, pe așa fac. Duminica viitoare. Are dreptate nemțoai ca de nevastă când spune că bă, mă doare capul grozitor. Dacă aș avea ceva bani, aș bea ceva să mă dreg. Bună dimineața, Petrovici. Dumneata. Am venit iar așa cum, cum ai zis. Poate ne înțelegem că de oameni suntem, nu? Ce să ne înțelegem? Ce mai vreți acum? Păi asta, Petrovici, asta cu mantaua care are vreo două găuri, dar sigur dumneata cu talentul dumitare pe o să arate ca o gaură, ca o nouă manta. Nu pot! Comandați-vă una nouă! Petrovici! Petrovici, uite aici, ia o grivnă, ia-o, poate te mai gândești și facem târgu, hai, nu, stai așa, pune-o repede în buzunar, să nu o vadă nevasta dumitale, hai, ia-o, ei, ce zici de asta, ia. Mulțumesc, domnule, am să trag o dușcă, sănătate dumneavoastră. Așa, Petrovici, așa. Că despre manta, ce? Vedeți-vă de treabă, nu mai faceți nimic cu ea, vă cos eu una nouă pe cize, ascultă. Acachi, vezi, bună ziua, v-ați înțeles? Deci, asta e, că mantaua asta ea trebuie doar puțin așa cărpită, e o mică reparație de sigur. Sigur că mai adaug ceva, nu, da, mantaua e aproape, e aproape. Neapărat, vă cos eu o manta nouă. Ce? Mă rog să mă credeți că am să-mi dau toată silința. Poate că am să fac guler, cum este acum la modă, cum se încheie cu copci de argint. 150 de ruble. Și gata. Bunit! Prostule, bă, păcinosule! Dumnezeule, altădată lucrează degeaba, iar acum a intrat dracu în drânsul și cere când nu face nici el. Petrovici, eu îmi dau seama că nu te pot convinge nici în ruptul capului și că nu e echip fără manta nouă. Nu! Stai puțin, Petrovici. Uite-te la mine. Chiar, într-adevăr, chiar. Adică cum? Așa. Cum adică cum? Cu ce bani? Cu ce? O manta nouă? Da. Ha? O manta nouă? O manta nouă? Pii, cum de nu mi-a trecut prin minte așa ceva? O manta nouă? O manta nouă? Domnule, a ta, dar nu știi ce vorbești, Acache. Să te despărți de cea veche, mă rog, de cea care te-a ferit de fric o viață întreagă. Mă rog, eu nu spun că ți-ar sta bine cu o manta nouă, dar te vezi și așa, cu ce bani? Hai. Tu ce? Dacă mă gândesc bine, o parte i-aș putea lua din viitoarea gratificație de sărbători. Da, mă rog, iată-mă că mă amestec. Dar ziceai nu de mult că ai nevoie de pantaloni noi. Și dacă ar fi numai atât, din banii ăia trebuie să plătesc o datorie veche pentru căputele noi de la turet cele vechi. Dar lejerea asta? Ai uitat de ea? Mă rog, dar știi mai bine. Uit, trebuie să-mi comand 3 cămăși. Și mă scuzați, Agapia Vasilievna, și vreo 2 perechi din acea rufărie de dedesubt, care nu-i șa de bine să-i spui pe nume, știi? Aici trebuie... Lasă. Dumneata, o manta nouă. Păi da? Dar ziceai ceva de sărbători, păi nu știu. Că m-am gândit și eu, dar vezi, dumneata, chiar dacă directorul avea bunătatea, bunătatea ca în loc de 40 de ruble să-mi dea 40... Și 5, sau chiar 50, da? Pe ar fi așa, ar fi
Ar fi, da, ar fi ca o picătură într-o mare. Dar o manta nouă. Păi, ce frumos spui dumneata, Agatia Kakevici, o manta nouă. Aoleu, ce faci? Ce faci? Ai intrat cu capul în umărare. Ei, las-o, că Doamne, ce? Doamne, stai că te arzi. Gata, gata, da, am simțit-o, da. O manta nouă. Da. Croitorul ăla. Da. Ăla, cum îl cheamă? Petrovici. Ăla cât vrea pentru asemenea lucrare? Petrovici, o să se învoiască și cu 80 de rupii, dar de unde să iau eu asemenea sumă? Să. Doamne, nu te grăbi, că ești prea nervos așa. Nu sunt, dar simt. Mai bine să ai încet așa, încet așa, așa, și gândește bine. Ai dreptate. Stai, că e bine ce spui, să zici bine. Dacă stau așa să socotez bine, jumătate aș putea găsi. Vezi? Nu, găsesc, dar de unde? Iau eu cealaltă jumătate. Stai, să mă gândesc și eu. Gata! Da. Pușculița! Pușculița în metale, poate știu eu, poate găsești ceva. Să mă uit, ai dreptate, pușculița, mai ce drept, bravo, așa ai dreptate. De alte zile pun câte o jumătate de copeigă și cred că s-au strâns peste 40 de ruble. Îți dai seama că... Da. Vai, nu se poate. Dar de unde iau eu cealaltă jumătate aici? Stai puțin, o manta nouă. O manta nouă, Dumneata! Da. Cu manta nouă. Da. Da. Cine și-ar fi imaginat? Nu mai râde că vreau. Va trebui așa să fac, să micșorez cheltuielile de întreținere pentru cel puțin un an. Adică nu mai beau așa, nu mai beau ceai seara, nu mai aprind lumânări, nu mai... Agapea Vasilievna! Ce? Gata, vai ce idee mi-a venit! Dați-mi voie, o să vă țin companie și o să stau seara lângă dumneavoastră. Ei, ce zice? Lângă nu, mine. Nu, mă gândesc că e chiar bine, e bine, adică are cum să... Da. Știi ce fac? Ce? Eu fac așa. Bine, eu scriu. Și eu cărpesc. Da, dumneata. Dar la aceeași lumânare. La aceeași. Vai, bine să te salut. Așa, uite, vezi că până aici e bine? E bine. Aici e bine, gata. Ei, dacă zici dumneata că e bine, cum adică... atunci trebuie să fie bine. Așa. Manta nouă. Sigur, auzi, dumneata, manta nouță. Da. Vai, dar trebuie să fiu cu băgare de seamă. De ce e? Să fiu cu băgare de seamă până de calc. Știi, ca să nu rup tălpile. Ha? Dar pentru asta voi merge mai mult în vârful picioarelor. Uite-te puțin la mine. Ai văzut? Bine, adevărat, e vechi, dar e din bumbac, știi, are... Ai de mine, Agapea Vasilievna, ai dreptate. Hainele trebuie protejate când stai acasă. Uite, ia-te și astea, uite cum s-au murdărit. Nu, ai dreptate, așa voi face pentru o manta nouă. Uite, vezi, Agache, dacă mă gândesc bine... Nimic nu-i prea greu, bre. Da. O manta nouă. Ai dreptate, Agapea Vasilievna, mulțumesc. La urma urmei, de ce nu mi-aș face un guler de jder? Trebuie să mă duc la Petrovici să vorbesc cu el despre manta. Am venit iar la dumneata ca să te întreb de unde ar fi mai bine să cumpărăm stofa. Doamne Dumnezeu! Care mă zice că până la urmă te-ai hotărât? Hai să mai dăm o raită prin brăbărit, pentru că am văzut, Ana, foarte bună, foarte frumoasă, care s-ar potrivi extraordinar. Auză, cât ar trebui să coste, de ce culoare să fie? Aici vreau să știu, a? Culoarea are mai puțină importanță. Important este gulerul. Înțelegi, gulerul. Ia, eu zic, alegem jder sau mâță? Mâță, dacă găsim o mâță, adică o piele de mâță frumoasă, poate să fie luată drept jder. Pentru că directorul dumitale s-a învrednicit și ți-a dat mai mulți bani, acum mergem la prăvălie. Cumpărăm
stopa, percalul pentru căptușală, adică... mai bun și mai lucios decât bătația. E mai lucios decât da, da. O să-mi ia vreo 2-3 săptămâni de lucru, pentru că am socos cu multe tighelul. Dar știi cum tighelul, lângă tighelul, lângă tighelul, lângă tighelul. Am înțeles, da, foarte bine și suți puțin. Da, și numai de mătase, fii atent, și cutivul trasă de 2 ori cu picior mic și cu tot felul de desen. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, Petrovici, că o să am o manta nouă. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. Să nu mai pierdem timpul și să mergem să cumpărăm tot ce ne trebuie. Da, să știi, domnule, că mai puțin de 12 ruble nu pot să-l las pentru o asemenea lucrare. Știu, Grigori Petrovici, știu că este o mândrie pentru dumneata să faci o manta nouă, așa cum ieșea de bine unui adevărat călitor. Hai să mergem! Pom 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 pom. Da. Bună ziua. Akaki Akakievich. Petrovici. Iaca, am venit de vreme să-ți aduc mantaua ca să poți să le arăți celor de la departament ce poate să facă un croiț. Uite că am pus-o în basma curată să nu cumva să se atingă de ceva. Înainte de toate, stai să așez faldurile ca să vezi, dumneata, Akaki, ce treabă am făcut. Ia uite ce stofă mă... Mantaua lăsărată, ce stofă e bună. Ce-mi bate inima. Hai să te ajut să o îmbraci. Și acum ia uitați-vă. Ia uitați-vă în oglindă. Dă-te puțin mai rău. Așa. Vai, ce minunăție. Dacă directorul nu-mi dădea 60 de ruble, băi, ce frumoasă e, nu-mi dădea 60 de ruble de gratificație, cursul afacerii se îngreuna. Grigori Petrovici, nu puteam spera la o manta nouță. Dar eu cât am umblat prin prăvălii, cum am ales eu stofa, alta mai bună nici că se află. Ia să puțin să mă uit la gulă, ce zici? Nu? E bine, e de mâță, dar poți foarte bine de departe. Ia vin, dă-te înapoi să vede. Aici nu ți se pare că e deșder? Deșder curat, da? Dar desenele, Akaki, dar tighienurile, ce părere! Da. Ce părere ai dumneata? Ia zi de o asemenea manta. Petrovici, dă-mi voie. Uite, recunosc, uite, stau în genunchi în fața lui, dar ești în sfârșit un mare croitor. Na! Vai, și percalul pentru căptușare. Percalul? E atât de des și de tare că pare mai lucios ca mătasea. Da? Și ți-am luat mai ieftin de lucru, fiindcă stau pe o stradă mică, nu am firmă, iar pe deasupra te și cunosc. Și acum nu mai strica și mie cea mai solemnă zi din viața mea. Hai să nu mai vorbim de prețuri. Prețuri, dar... Cum să spun, 12 ruble pentru lucru este, zic eu așa, știi, e... E puțin! Eu zic că e destul, ascunde-mă pe mine! Un cu firmă, cercată 3 ori mai mult! Uite ce bandă! Nu, e, vai de mine, nu mai am răbdare! Lasă-mă să îmbrac așa puțin, să mai îmbrac o dată, lasă-mă, ia mai ajută-mă să mai pun... Vai, ce manta, stai, știi ce fericit sunt? Mă simt în cea mai fericită dispoziție sufletească. Stai, să aranjez faldurile. Stai. Știi ce ușoară e? Stai să aranjez și gulere. La gulere, fii atent. Uite că e bine la gulere. Vai, dar vreba. Acum, hai că te duc la departament. Mai murdărit. Hai la departament. Fraților, trebuie să vă dau o veste
extraordinară! Dar spune, domnule, repede, ce s-a întâmplat? Că nu mai avem subiecte de discuție de dimineață. Aflați că Akaki, Akakievici, are o manta nouă! Ce? Nouă! S-a isprăvit cu capotul? Da! E sigur? Cum vă văd și cum mă vedeți, fraților, iar mantaua nouă am văzut-o la portar! Care i-a dat-o în grijă! Să mergeți, o vedem! Să mergeți! Extraordinară! Foarte frumoasă! Ce frumos e cusută! Ce falduri are! Dar uite ce tingheluri are! Vai de mine! Hai la el să mergem să-l felicităm! Nu mai da! Felicităm. Da! Ura! 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 Ai scăpat de capot! Bravo, Akaki! Felicitări, Akaki! Mantaua trebuie udată, Akaki! Trebuie să faci cinste, da. Akaki, Akaki! Ești vreau să vă spun să vă mulțumesc foarte mult. Știți, eu așa, adică e adevărat, dar nu, adică mantaua e de fapt, adică ea nu e chiar nouă, adică nu e nouă, ea arată așa, dar ea e veche. Akaki, da, trebuie să faci cinste. Vă rog să faceți puțină liniște. Vreau să vă spun ceva important. Vedeți, eu, deși sunt șef, pot avea relații cu subalternii pentru că suntem egali. Asta e situația. Dacă e așa, dau eu o serată în locul lui. Și vă rog să veniți la mine la un ceai. Nu știu, parcă anume s-a potrivit ca tocmai azi să fie și ziua mea. Primiți desigur, nu? Felicitări, domnule subșef! Vă să permiteți? Primim cu plăcere invitația! Da. Iertați-mă, eu vă mulțumesc foarte mult, dar eu cred că n-am să pot veni. Mai de mine! Cum? Akaki, nu poți tu dumneata să refuzi o asemenea invitație! Dar nu se face! Nu-i frumos! Nu așa de bine! Eu cred așa, că... cam să vin negreșit diseară. Stau să mă gândesc, ziua aceasta a fost cea mai mare și cea mai frumoasă sărbătoare. Vai, ce manta, ce stofă, ce căptușală, în comparație cu capotul vechi și destrămat. Oh, și ce poftă de mâncare am. E, dar e timpul să mă îmbrac, pentru că aproape s-a întunecat, iar subșeful locuiește foarte departe, într-un cartier elegant. Da, voi face o plimbare lungă, ia, să mai mă uit o dată în oglindă. Cum am o manta nouă, da gulerul, șderg, sigur, așa că pot ieși în lume. Vai, dar ce bine sunt luminate străzile! Și birjare de lux cu căciul de catifea vișinie, cu săni lăcuite și învelite în blană de urs. Vai, dar n-am mai ieșit de câțiva ani în oraș. Ah, ce tablou frumos în vitrină, ce femeie frumoasă, ce piciorușă are. Ah, franțuzii ăștia, ce să mai vorbim când se apucă să facă ceva, atunci sigur că e asta.
venit Akaki! Bună seara! Ce manta frumoasă! Ce bine e cu sute! Akaki, Akaki, ai făcut o treabă bună! Și de dansiu, mantaua este... Cum să vă spun, vai ce fericit sunt, e un lucru important, vai ce lume, vai mă rog, la dumneavoastră aici sunt puțin amețit, e foarte frumos, e lumină, e cald, e... Ce faceți cu mantaua? Mi-o puneți în cuier, da. Akaki, a făcut o treabă bună, da. Akaki, simte-te ca la dumneata acasă. Da. Hai, iau un păcărel, mai iau un șampanie. Și dacă vrei mai târziu, vino să jucăm un whist. Doamne, și iertați-mă, dar eu nu știu să joc whist. Eu știți, dumneavoastră, eu scrisori, copiez, mă sfârșit. Lasă asta, Akaki, dragă, uite, te rog, gustă șampania. Bine, mă rog, asta e... Așa? Da, e bună. Mai pune, e tare. N-am știut, nu vreau. Îmi place, dar... Ai, ce minune e. Ți-a plăcut? Da. Hai, mai ia o cupă. Nu, vă rog, nu. Trebuie nu, să uzi mantaua, că apoi... Da, cine știe? Da. Doamne ferește! Noroc, Akaki, Akakevici, Bașmaschin. Ai gustat? Rasolul de vițel. Ia, e minunat. Nu știu cum... uite. În sfârșit e... Da. Domnule Bașmaschin, vă rog, o prăjiturică, nu serviți? Da, mulțumesc. Vreau să vă spun ceva. Știți, eu, seara... Da. Cum să spun... Un ceai. Bine, dar o prăjitură e cu fructe? Dacă e cu fructe, gust. Vai, dar ce gust, ce... Da, dacă știam... Eu nu mai mâncam ciorba aga pe Vasilievna, dar ce bine e aici! Akaki, hai vino să vezi și dumneata cum se joacă whist. Ăsta e joc de societate. Te așteptăm. Așa cum am spus, eu nu mă prea pricep. Eu să da, am să mă uit. Dacă e nevoie, am să mă uit. Cine e recreațiile mele? Eu stau aici. Vreau să știu... Doamne Dumnezeule, ceasul arată 12. Vai de mine, trebuie să mă retrag. Unde mi-au pus mantaua? Aha, păi mai am atâta de copiat. Bine că toată lumea este ocupată. Sper să nu-i se năzărească gazdei să mă oprească. Mai bine să plec binișor. Vai ce amețit sunt. Ia uite că încă nu s-au stins luminile. Vai ce frumos. Ce frumos e orașul noaptea. Ce? Vai, nu se poate. Nu e nici țipenie de om. De parcă m-aș afla în mijlocul mării. Nu, mai bine să nu mă uit. Mantaua asta e a mea! Țipă-mă, țipă dacă... Ține-l bine, să nu mantaua ți-a. Hai, ajută în zăpadă! Da, doar aleșinat. Am făcut o treabă bună. Ce mantă frumoasă. Hai. Hoții! Mi-au furat mantaua, hoții! Domnule, ce ți-a întâmplat? Am fost șefuit de doi hoți, ați văzut? Mi-au luat mantaua aici! Nu am văzut nimic! E adevărat că în mijlocul pieței s-au oprit doi oameni, nu. Dar am crezut că sunt prietene dumitale! Ce fac? Eu vă zic, cum? Am rămas fără manta! Știi ce? Mai bine să te duci la inspectorul de cartier și reclam ce ți s-a întâmplat. Nu se poate. Mă duc. Mor. Doamne, mă
Mă duc la comisarul de poliție. Mă duc acolo pentru că inspectorul de cartier mă va îmbăgi cu făgăduiri. Nu, eu dacă nu-mi găsesc banta, o să mor. Mor de inimă rea, mor. Mă numesc Akaki Akakievi și vreau să vorbesc cu domnul comisar. Nu se poate. Domnul comisar încă doarme. Veniți pe la ora 11. Da, și credeți că o să mă primească? Nu se știe. Dacă domnul comisar este ocupat, trebuie să mă așteptați. De ce? Eu trebuie să-l văd personal pe comisarul de poliție. Eu am venit la dumneavoastră și n-aveți dreptul să mă împiedicați să intru. Am venit de la departament în interes de serviciu. Dacă nu mă lăsați să intru, pe am să mă plic undeva, undeva mai sus și o să vedeți. O să vedeți și o să se întâmplă. Domnule, dar nu intra, domnule! Domnule comisar! Domnule comisar! Bună ziua, domnule comisar! Mă numesc Akaki Akakievici Bașmașchi și am venit să reclam furtul mantalei mele care s-a produs azi noapte în piață, domnule comisar. Doi hoți m-au atacat exact după miezul nopții. Dar dumneata, de ce te-ai întors așa de târziu? Păi că eu, păi eu am fost invitat la o petrecere. Nu cumva ai fost prin vreo casă din cele rău famate? Vai de mine, cum vă puteți imagina așa ceva? Eu, ia uitați-vă la mine puțin, eu sunt un om serios, domnule comisar. Și eu ce pot să fac? Dacă dumneata umbli noaptea singur pe străzi. Domnule comisar, vă rog frumos, eu am venit cu o petiție și aș vrea să știu dacă îi dați curs orba. Poți să demonstrez că mantaua este a dumitale, dacă se va găsi întâmplător. Eu? Domnule comisar, dar mantaua este a mea? Vom vedea ce avem de făcut. Akaki Akakievici, ți-e rău? Ești tare palid. Sincer, ne pare rău de furtul mantalei. Ne-am gândit să te ajutăm într-un fel și să strângem ceva bani pentru a-ți face alta nouă. Prea mult n-am reușit, fiindcă am cheltuit destul de mult cu subscripția pentru portretul directorului și pentru carte. Asta în urma propunerii șefului de secție. Akaki, nu te supăra. Tot capotul e mai bun. Silmină, domnule, cu glumele. Are nevoie de un sfat, un sfat bun. Dă voie, Akaki, dragul meu, eu te sfătuiesc să nu te mai duci la comisarul de poliție, ci mai bine să te adresezi unei persoane însemnate. Dacă această persoană însemnată va scrie și se va pune în legătură cu cine trebuie, atunci afacerea se va rezolva cu mult mai mult succes. Dar parcă n-ați ști, persoana însemnată nu primește pe niciunul dintre funcționari, ci doar alte persoane însemnate. E adevărat. Așa stau lucrurile în sfânta noastră Rusie. Contaminată de spiritul de imitație. Dar temeiul cel mai de seamă al sistemului este severitatea. Severitate și iar severitate. Da, severitate, sigur, severitate. Da, bun, ce să fac? Mă voi duce chiar acum la persoana însemnată. Nu, trebuie să mă ajute. Ai grijă. Bună ziua! Cine sunteți și ce doriți? Eu mă numesc Akaki Akakievici Bașmașchi și vreau să intru la excelența sa. Am o problemă gravă. Nu vă poate primi acum. Da? Este cu un prieten din copilărie. Da. Trebuie să așteptați. Ce problemă aveți? Păi problemă e, cum să vă spun eu, e o problemă personală. Vă rog să așteptați. Dragă prietene, am instituit ordine aici în departament. Mă bucur să aflu că ai o funcție așa de mare și așa de importantă. Am înțeles că ai revenit de curând în Petersburg. Îți propun ca în amintire anilor petrecuți împreună să ne întâlnim zilele astea. De acord, dragă prietene, de acord. Ce? Excelența voastră,
Mă scuzați că vă deranjez în conversație. Este cineva în anticameră. Cine? Un funcționar. Să aștepte, n-am timp acum. Așa, Ivan Abramovici. Ei, Ștefan Varlamovici. Excelență, ce să-i spun? Spune-i să intre. Puteți intra. Mulțumesc, mulțumesc. Ce dorești? Hai, ia loc repede, da. Că n-am timp. Eu am, adică el nu e, eu am avut o mandan nou-nouță, asta, de care eu am fost jefuit în chip neomenesc. Excelență, vreau să mă adresez dumneavoastră, ca să interveniți. Să intrați dacă cu corespondența cu poliția. Și cu dumneata, stimate domn, ce nu cunoști rânduiala? Nu știi unde ai intrat? La excelența voastră, excelență, dar nu mai... Nu știi ce cale urmează orice chestiune? Întâi trebuia să dai o cerere la cancelarie, care ar primez la șeful de birou, apoi la șeful de secție. Acesta ar fi remis-o secretarului, care la rândul lui ne-ar fi dat. Excelență, eu mi-am permis să vă deranjez cu excelența că n-am cu secretarii, că nu sunt nici nedărădejde, nici nu... Cum? Adică, ce da, face? Nu face de nimic. Unde ai mai scos-o și pe asta? Da. De unde ai luat ideile astea? Ce-i răzvrătirea asta a tineretului împotriva șefilor și a superiorilor? Am de excelență, am trecut de 50... Știi cu cine vorbești, dumneata? Îți dai seama pe cine ai în fața dumitale? Excelență, mi-e rău. Te întreb dacă pricepi. Excelență, bata, nu vreau, nu mai pot vă... O și ieri, afară, afară cu asta! Turnați la apă, băie, să-și revină! Cum poate să-și permită un funcționar să mă deranjeze? Este o nenorocită demanda extraordinară. Dragă prietene, așa cum ți-am spus, în departament trebuie să domnească ordinea și disciplina, așa-i, Ivan Abramovici. Ei, Ștefan Varlamovici, așa-i, așa-i, așa-i. Doamne Dumnezeule, da, nu mai pot. Doamne, ce am făcut? Ce am greșit, Doamne? De ce? Excelență, în viața mea n-am fost certat atât de tare de un general. Excelență, vă rog, mi-e rău. Ce mă doare gâtul. Nici nu mai simt mâine, nici picioare. Excelență, Mantaua, excelență, Mantaua. Aula, dar ce-ai pățit? Mantaua. Doamne, ce umflat ești. Mi-a pățit, Mantaua. Febră. Ce e? Nu. Vai. Nu mă dau, mea excelență, totul e pierdut. Lasă acasă, Cacovici, mă duc să-ți fac un ceai, poate te mai liniștești. Cine știe, poate-ți găsești mantaua. Haide să mă duc. Hai de bine. Doamne Dumnezeu, mi-e rău. Mi-e rău, du-mă în pat. Du-mă în pat, că nu mai e gata, totul e pierdut. Totul s-a dus. Nu mai pot, Manta. Vai, să chem doctorul, fiindcă acasă ca pe aici. Vai, arată foarte rău. Doamne, ferește, om tânăr. Vai, repede să trimit pe cineva după doctor. Stă la două case de aici. Haide, Mantaua! Ce? Da, Mantaua! Vai de mine! Auzi! Ce este? Chema imediat pe om! Mă, oților! Bă, Care, unde ne duci? Care, coșa, cartea, ca fiici?
Aici nu sunt hoț. Uite, bine a venit doctorul. Acușa, cu te faci bine. Domnule doctor, ce are pietul? Că nu sunt ei să iau pus. Ia mâna de pe mine, patrule! Stai cu minte. Da ce mare este. Dar are și gâtul umflat. Ulu, dar e umflat tot. Dar ce-a pățit Agapia Vasilievna? Niște hoți au furat mantaua cea nouă, domnule doctor. S-a dus la autoritate, n-a făcut nimic. Era distrus când a ajuns acasă. Se face oare bine, domnule doctor? Nu știu, uite, o să-i dau o preșniță. Asta să-mi fac datoria, da. Dumneata, maică, nu-ți mai pierde timpul degeaba. Tocmește de pe acum o raclă de braț. Una de stejar ar fi prea scumpă pentru el. Vai de capul lui! Aiurează trona! De vină e și clima Petersburgului. Ce să-i faci, milă de el, dar pune-i preșnițe, maică, atâta tot, preșnițe. Petrovici, sordon, să-mi faci așa, să-mi faci o manta. Stai să spun preșniță, maică. Curse, măi, curse, curse, împotriva hoților, hoții, auzi tu, curse pentru hoții, Acacheviți! Nu e niciun croitor aici. Doctorul a plecat adineauri. Să trăiți? Da. Să trăiți, excelență. Da. Dați-i voi. Vă rog să mergi, dați-i excelență. Mai de bine. Mama ta de ne... Mă, nenorocitule. Mă, excelență, mă, ia vină, mă, mă. Mă, unde te-ai băgat? Ia unde, hoții? Ia unde, excelență? Ia unde, ia unde? Ieși acolo. Frate, ieși acolo. Ieși, nu te mai vrei. Hai, afară! Bă, nenorociților, mama voastră, câine ce ești! Nu e nimeni aici, Cachim! Doamne, ajută-mă! Doamne, vai de mine! De ce capotul ăsta pui? Unde-i mantaua nouă, excelența voastră? Unde-i mantaua nouă, excelență? Ți-au furat-o, hoții! Ți-au furat-o! Vai, liniștește-te! Vai, apă-l, Doamne, apă-l! Excelență, vreau să mergi, dar subalternii nu-și mai fac treaba, excelența voastră! Nu! Ajută! Vai, doctor, are dreptate, prietoaga! Ce să fac eu, curse, Doamne? Curse! Vai, apără-l, Doamne! Curse! Apără-l, Doamne! Poți? Așa, așa! Vai. Acum e bine! Excelență, vă rog să mă iertați! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Să trăiți, domnule subșef! Ei, domnule, ia spune, ai fost acasă la Akaki, așa cum a ordonat excelența sa? Am îndeplinit ordinul întocmai, domnule subșef. Chiar de acolo vin. Și de ce nu poftește Akaki să vină la departament? Domnule subșef, mă tem că nu mai poate veni niciodată. Cum adică? Și nici măcar nu ne anunță? Dar mă rog, ce are? Am vorbit cu gazda lui care mi-a spus că Akaki a murit acum câteva zile. Cum? A murit. Bietul Akaki. Cred că a murit de inimă rea. Am auzit că i s-a făcut rău chiar în biroul excelenței sale, de când încerca să-l convingă să intervină la persoane suspuse ca să-și recupereze mantaua furată. Dar cum s-a întâmplat? Ce ți-a spus bătrâna lui gazdă? Bătrâna mi-a spus că atunci când a ajuns acasă, după întâmplarea din biroul excelenței sale, Akaki a făcut febră mare și
A început apoi să aiureze, rostind vorbe îngrozitoare la adresa hoților, mai mult decât atât. După fiecare frază, după injurii chiar, spunea invariabil, excelența voastră, excelența voastră, excelența voastră. Mietul Acache Acachevici a dispărut pentru totdeauna. Cât a trăit, a fost supus batjocului cancelarii. O ființă de nimeni ocrotită, nimănui dragă. Bine că înainte de moarte, singura rază luminoasă i-a apărut sub forma unei mantale care i-a înseninat viața nefericită. Dar nenorocirea a căzut asupra lui, cum cade și asupra țarilor și a puternicilor lumii. Doamne, Doamne, fantoma, ajutor! Dă-mi mantaua! Dă-mi mantaua! E mantaua mea! Mantaua! Domnule subșef! Dragi colegi, am aflat o veste, sau mai degrabă, o poveste fantastică. Circulă prin tot orașul. Dar spune, domnule, odată și nu ne mai fierbe și dumneata ce s-a mai întâmplat. Domnule subșef, prin Petersburg au început să circule zvonuri că la podul Kalinkin și mai încolo se arată noaptea un mort cu chip de funcționar care caută o manta furată. Oh. Și fără să facă nicio deosebire de rang și de meserie, îi dezbracă pe toți oamenii de mantale. Fie că sunt căptușite cu pisică sau cu jder sau vătuite, fie că sunt șube de castor, de vulpe ori de urs, într-un cuvânt, orice blană și orice piele născocită de oameni ca să-și o apere pe a lor. Ce este? M-am întâlnit cu unul din funcționarii de la celălalt etaj. Așa. Susținea că a văzut mortul cu ochii lui și l-a recunoscut pe... Pe cine? Acachi Acachevici. Acachi Acachevici. Da. S-a speriat însă așa de tare încât a început să fugă cât îl țineau picioarele și nu s-a putut uita bine la el. A văzut numai cum îl amenință cu degetul de departe. Stați o clipă. Da, domnule. Eu am înțeles că poliția a dat ordin ca mortul să fie prins cu orice chip. Viu sau mort. Și să fie pedepsit în mod aspru pentru a fi pildă și altul. Ce mai e? Mortul era cât pe ce să fie prins de o caraulă pe ulicioara Chiriușkin, în timp ce încerca să scoată mantaua de șiac unui muzicant care pe vremuri cânta la flaut. Asta-i bun. Și cum l-au scăpat? Păi, apucându-l de gureri, caraula a strigat să vină doi tovarăși de-a lui, știi? Și a rugat să ține. Să ține pe mort, adică. Iar el și-a vârât o clipă mâna înturiat ca cizmei și a spus de acolo tabachiera de mesteacă pentru a-și mai înviora puțin nasul de gerat, știi? Eu știu întâmplarea, așa că am să o continui. Da, te rog. Stați așa. Tabacul era așa de iute că niciun mort nu-l putea suferi. Nu. N-a apucat caraula să tragă o priză cu nara stângă în timp ce își astupa nara dreaptă cu degetul. Mortul a sărutat atât de tare, stropindu-i încât toți trei au trebuit să închidă ochii. Până să se frece ei la ochi, mortul a dispărut. Așa că nici nu mai știau dacă puseseră mâna pe el sau nu. De la această întâmplare, caraulelor le este atât de frică de morți încât nu se mai apropie nici de cei vii. Strigă de departe, așa. Hei, mă! Vezi-ți de drum! Hei, mă! Vezi-ți de drum! Norocirea...
este că din toate părțile au început să curgă plângeri, că umerii și spinările, nu numai ale consilierilor titulari, că asta ar mai fi mers, ci și ale consilierilor intimi sunt în primejdie sărăcească din pricină că li se iau noaptea mantalele. Ei, dragii mei, dragii mei, vedeți voi cum e viața. De când i s-a raportat excelenței sale că Akaki Akakievici a murit imediat după întâmplare, mai întâi a rămas uimit, apoi a avut mustrări de conștiință, iar acum a început să asculte cu atenție pe fiecare subaltern, dând dovadă de multe porniri bune. Foarte frumos, foarte... Imaginați-vă, o persoană atât de importantă să se gândească la bietul Akaki Akakievici. Toată ziua m-am simțit rău din cauza mărâtului de funcționar care s-a prăpădit. Mi s-a părut că-l văd palid la față, neputând să suporte mustrarea pe care i-am făcut-o. Acum însă sunt la petrecere. Aici s-a strâns toată lumea bună a orașului. Cred că o cupă de șampanie e cel mai potrivit lucru ca viața să mi se pară mai frumoasă. Așa, ce bună e. Am să gust și puțin caviar cu șampanie. E minunat. Viața este frumoasă dacă te poți distra. Mă pofta inima. Ce bine dispusă este excelența. Da, da. Ce rochie minunată aveți, doamnă contesă. Superbă. Ce se mai aude cu povestea cu staf. Nu mai e cazul ca în seara asta se pune la seara. Da, rog, toată lumea să simte bine. Ce seară minunată. Sunt niște oameni extraordinari. Chiar am chef să iau puțin aer. Ce seară minunată. Ce glume reușite. Bine că m-am dus. Care ești acolo? Lasă-mă, domnule, că... Doamne! Doamne, mortu! Stăpia lui Akaki, doamne! Nu, lasă-mă! Lasă-mă! Mantaua mea! Iată-te în sfârșit. În sfârșit te-am prins de guler. Tocmai de mantaua ta am nevoie. De-a mea nu te-ai interesat. Ba pe deasupra mai și muștruluit. Acum ți-am luat-o pe a ta, mantaua. Ați ascultat Mantaua de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere de Silvia Cucu. Dramatizare de Pușarot. Distribuția a fost următoarea: Akaki Akakievici, Virgil Ogășanu. Agapia Vasilievna, Tamara Buciuceanu. Petrovici, Mircea Albulescu. Persoana însemnată, Alexandru Repan.
Primul funcționar, Petre Lupu. Al doilea funcționar, Petre Moraru. Al treilea funcționar, Dan Condurache. Al patrulea funcționar, Mircea Constantinescu. Femeia, Virginia Mirea. Subșeful de birou, Ion Chelaru. Nevasta lui Petrovici, Julieta Strâmbeanu. În alte roluri, Gheorghe Buznea, Papil Panduru, Sorin Gheorghiu, Nicolae Călugărița, Marius Călugărița, Gheorghe Pufulete. Redactor, Costin Tuchilă. Regia de studio, Janina Dicu. Muzică originală de George Marcu. La percuție, Lucian Maxim. Grupul vocal a fost alcătuit din Ioan Ștefan Albert, Aurel Tănase, Valeriu David, Cristian Coandă, Emil Sasu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producător, Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2004.